Pandurii dau vina pe mercurul din termometre care a făcut ca Arșița să fie de nesuportat pe teren. Tabela arăta la finalul meciului 0-0. Nou promovată a rămas astfel neînvinsă, dar partida a fost lipsită de spectacol sau mari ocazii de gol. Deși pandurii au dictat ritmul, nu au reușit să transforme loviturile în gol. Nu este ușor. Sigur că eu nu încerc să găsesc alibiuri pentru băieți și nouă întregii echipe, însă afectează foarte mult după ce că nivelul calitativ este scăzut, după ce că nu există ritm la jocuri, după ce că nu sunt toate consistente și așa cum ar trebui să fie. Sigur că dă înapoi și în condițiile meteo e foarte greu să joci, însă asta este, mergem înainte. Eu sunt total nemulțumit de rezultat pentru că am venit să câștigăm. Am controlat, e adevărat, jocul în proporție foarte mare, am fost echipa care a avut inițiativa, am fost echipa care a dictat ritmul, însă ne-a lipsit ultima treime, finalitatea. Și pentru asta sunt foarte supărat. Au fost peste 35 de grade la ora 18 și 30 de minute pe terenul de joc, iar căldura excesivă a afectat ambele tabere. Foarte cald, este al doilea joc în care arbitrii mă pun să-mi dau jos cămașa și să-mi iau tricou. Că mă confund cu jucătorii, mă ceartă și soția acasă. S-a încălcat cămașa degeaba și te văd cu tricoul. Asta e bine că e un tricou de la club. Temperaturile sunt după căldura asta? Nu mai țin eu cont. Mă gândesc doar la jucătorii mei care și adverși și că suferă pe asemenea vreme. Din cauza aceasta are de suferit și jocul. Dar asta e, ne conformăm și ne vedem de meserie cu orice fel de temperatură. În ciuda caniculei, președintele Pandurilor speră ca jucătorii gorjeni să-și regăsească repede cadența. Trebuie să respectăm și pe cei care plătesc. Sigur că e simplu acum, că m-am lăsat și la aer condiționat e mai frumos, dar efectiv cei care se adaptează au de câștigat. Din păcate, ambele echipe au suferit astăzi și spectacolul a fost clar influențat de temperatura ridicată. Din punctul nostru de vedere, nu putem să ne mulțumim cu un egal, dar asta este situația. Mergem mai departe, sperăm foarte rapid să ne găsim ritmul. După acest meci, FC Voluntar rămâne neînvins la debutul în Liga 1 cu 3 remize în primele 3 etape, în timp ce Pandurii au acumulat 4 puncte în acest sezon.